Liceenii de la Radu Negru excelează în filozofie și antreprenoriat. Paula Contatore, elevă în clasa a 12-a, spune că pregătirea pentru bacalaureat nu a împiedicat-o să-și urmeze pasiunea pentru filozofie și să se pregătească așa cum a făcut-o și în ceilalți ani de liceu pentru Olimpiada de Filozofie. Ea s-a întors cu mențiune de la faza națională a concursului. A fost într-adevăr o provocare, dar pot să spun că m-am descurcat destul de bine pentru că am avut parte de o pregătire intensă, aș putea spune, între județeană și națională. Pot să zic că această olimpiadă nu a însemnat doar diploma și faptul că am reușit să iau o notă destul de bună, pentru că în total am fost 350 persoane la socio-umane, iar la disciplina filozofie am fost 65. Nota mea a fost 8.80, iar diferențele au fost de chiar 0.5, adică am fost foarte strânși primii, să zic, 5, așa, 6. Deci, mă declar mulțumită de rezultat. Paula are planuri mari pentru viitor. După examenul de bacalaureat, o să am examenul de admitere la Facultatea de Drept de la București, unde este un examen destul de complicat, avem 3 materii diferite, economie, gramatică și gândire critică. Mă pregătesc intens și pentru acest examen și sper să meargă totul cu brio și pe viitor, după facultate, visez să ajung diplomat și să lucrez într-o instituție europeană. Elevii Colegiului Național Radu Negru au demonstrat că au înclinații și spre antreprenoriat. Ei au participat la mai multe competiții în acest domeniu și s-au întors cu premii pe măsură. A fost o experiență interesantă și pentru mine nu este domeniul de interes al meu, numai că mi s-a părut că cu ocazia participării la acest concurs am reușit să înving oarecum o frică, frica de a vorbi în public și de a vorbi liber, și încurajez pe oricine să participe la un astfel de concurs pentru că te poate ajuta foarte mult în viață. Am obținut locul 9 și un premiu pentru cel mai realist proiect. Da, am participat la concursul numit Maratonul de Educație Antreprenorială în București. Am ajuns la etapa națională și am luat primul mențiunea 2. Am mers pe partea de turism, având în vedere că am ținut cont de toate observațiile din partea jurului din Brașov și ne-am reflectat foarte mult pe partea de turism, adică să facem o fermă unde oferim activități recreative, în principiu, pentru turiști. Împreună cu colega mea, Popa Teodora, am participat la Arena Ușilor și am reușit să obținem un premiu destul de important, nu ne așteptam să fim chiar locul întâi, și am participat cu o firmă de plante medicinale pe bază de mentă. Ideea firmei este că producem ceaiuri, săpunuri și uleiuri și am lucrat foarte mult, în cam 2 luni, la acest proiect și, nu știu, a fost o experiență foarte unică, deoarece nu m-am gândit niciodată că voi participa chiar la concursuri de antreprenoriale, eu fiind mai mult pe partea de limbi străine, engleză și română. Am participat la unul din cele mai importante concursuri naționale, Maratonul pentru Educație Antreprenorială, unde au participat 64 de echipe. Noi am obținut mențiune cu acest proiect, zic, care respectă strategia de dezvoltare a zonei Țării Făgărașului, agroturism montan, în satul Lisa. Planul de afaceri a fost premiat cu mențiune. La cel de-al doilea concurs, la Arena Urșilor, un concurs regional, de asemenea foarte important, cu echipa Minti am câștigat locul întâi. Aici s-a avut ca obiect de activitate cultivarea mentei și obținerea produselor din mentă. Și acest proiect a fost premiat și el, a luat premiul întâi, da. Mă bucur că an de an, iată, arătăm că deviza școlii noastre este realistă, pertinentă și anume pentru cei care vor să se înalțe prin educație.
Avem elevi care, iată, demonstrează că atunci când întâlnesc un profesor pe măsură, pot atinge cele mai înalte culmi ale educației, cum este eleva de la concursul Ionel Teodorean în clasa 7-a, Marta Paroș, coordonată de doamna profesoară Lupu Adina, care a obținut locul întâi la faza națională. Urmează apoi o altă elevă de excepție, Paula Contatore, îndrumată de domnul profesor Laurențiu Tătaru, care a obținut mențiune la faza națională a Olimpiadei de Filosofie. Și bineînțeles vin echipele sau elevii care sunt cadrați pe poate cea mai importantă verigă a educației sau școlii noastre, educația antreprenorială. Am avut echipe care au participat atât la maratonul pentru educația antreprenorială, cât și la Arena Urșilor, unde au obținut cele mai importante premii. Coordonatorul acestor echipe a fost doamna profesoară Maria Corșatea, un om echilibrat, care a reușit să valideze și să formeze într-adevăr un tot cu elevii. Eu am fost nespus de bucuroasă să-i văd pe elevii noștri cum au crescut de la prima apariție pe scenă în fața juraților până la ultima, să zicem așa, reprezentare pe scenă sau apariție, unde au dovedit că, într-adevăr, cu cât îi șlefuim mai mult, cu cât investim mai mult în ei energie, emoție, validare, cu atât rezultatele sunt pe măsură. Nu pot spune decât că, într-adevăr, tinerii creează viitorul.